Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm mai multe aspecte ce țin de viața politică din Republica Moldova, însă primordial ne vom axa pe ceea ce se numește răpirea în 2015 a celor trei piloți, de fapt, în Afganistan și alte evenimente ce mai puțin sau mai mult ține de acest eveniment. Salut prezența în studio a domnului Pavel Medrigan, conferențiar universitar, avocat. Bună seara! Bună seara! Și a domnului Corneliu Ciure, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Medrigan, haideți de la început acestei emisiuni să facem lumină în acest caz, ziceam, a piloților răpiți în Afganistan în 2015. În viziunea dumneavoastră, acest eveniment este unul politic? S-a politizat intens? Dacă da, de ce? Și până unde s-a ajuns? Deci cu lumina cred că nu putem să ne grăbim, fiindcă sunt multe necunoscute și, ca de obicei în aceste cazuri, nu este primul caz și nu numai cu piloții noștri sau în lumea. Mi-aduc aminte câțiva ani în urmă a fost eliberată o scriitoare franceză în America de Sud, în mâinile gherilei, vreo 7 ani, Bilan Curte zicea, care într-adevăr a fost ca un miracol salvată și așa mai departe. Eu cred că s-a făcut prea mult mediatizare pe seama acestor bieți cetățenii ai noștri și a coincis poate că cu perioada electorală. Întâmplător sau nu? Nu știu, este greu de spus, dar cred că toate mass media cred că trebuiau să se abțină un pic, fiindcă este o informație destul de controversată, nu este de plină, sunt mai multe elemente necunoscute și așa este natura la acestea. Eu aș porni de la faptul cum aceste persoane au ajuns în Afganistan. Vă rugăm chiar. Fiindcă ați pronunțat aici, au fost răpite. Păi da. Nu au mai fost răpite, fiindcă în Afganistan este un război. Deci noi cunoaștem așa numiți partizani talibani și forțele guvernamentale care au problemele lor în țară. Pe de altă parte, sunt alte trupiese NATO, Statele Unite, care încearcă chipurile să instaleze o democrație, să susțină guvernul și așa mai departe. Deci, este o stare de război. Acum, cum au nimerit piloții noștri într-o țară unde se duce război? Și atât din acea informație care a fost prezentată, că piloții noștri în bază de contracte lucrau pentru Statele Unite. Trebuie să pornim de aici, fiindcă... Și avionul a fost doborât. Și elicopterul sau avionul a fost doborât. Prima, cel care, angajatorul, care te ia la lucru, te angajează, are responsabilitatea față de tine. Da? Pe de o parte. Doi, dacă într-adevăr într-o țară, fiindcă sunt mai multe, zicem noi, focare în lume, dacă nimerește acolo, trebuie să fie unele garanții. Ce se întreprinde în caz de? Fiindcă totuși în pușcă zboară fel de fel. Deci trebuia să fie o garanție din partea, eu știu, autorităților americane că în caz de... Și nu numai acest avion a fost doborât în fiecare zi. Noi avem unele noutăți, inclusiv similare. Pe internet. Merge război. Și evident că la război se împușcă inclusiv și se zboară și avioane. Prin urmare, ce s-a întâmplat cu acest aparat de zbor, fie elicopter sau avion? Da, într-adevăr a fost doborât. Da, au nimerit ostatici în mâinile talibanilor, fiindcă așa este, așa este situația. Deci, iată, până aici încercăm ca să vedem ce angajamente au fost, inclusiv din partea piloților noștri, doi, din partea autorităților moldovenești, fiindcă erau pe linia oficială piloți în Republica Moldova, dar au fost acolo în serviciu sau în bază de un contract, și trei, ce urmau să întreprindă aceste persoane la care ei lucrau, adică autoritățile americane. Da. Iată, eu cred că de la aceasta trebuie să pornim, fiindcă pe urmă vedem și consecințele, cine și cât și cum s-a implicat. Păi iată, anticipați întrebarea mea. Domnul Ciurea, domnul Medrigan spunea că
relativ în asemenea situații, cazuri similare mai au loc. Spuneți-mi, vă rog, cine ar fi trebuit să ia o poziție fermă în aceste cazuri și cine ar trebui să ducă tratativele cheie, pentru că am ajuns mai târziu, am asistat la un ping-pong în declarații între speaker și președinție. Da. Bun, cu siguranță trebuiau să se implice autoritățile noastre, pentru că totuși piloții sunt cetățeni, din informațiile pe care le deținem, dar sunt certe aceste informații, sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Domnul Drian se referea la implicarea americană, de altfel și domnul Dodon a spus, da, la un moment dat că americanii și-au declinat cumva responsabilitatea sau nu au fost în stare. Da. De ce s-a plăcut acolo? Da, eu nu cunosc, probabil nimeni nu cunoaște care au fost prevederile contractului. Uneori există în asemenea prevederi contractuale și clauza cu privire la faptul că autoritățile sau cei care te angajează nu poartă răspundere pentru viața. Viața și zic, da, pornim de la niște chestii, adică care sunt mai puțin. Da. Dar cu siguranță că Republica Moldova, autoritățile țării trebuiau să intervină și sigur puteau să intervină cei care au simpatie pentru statul nostru sau care vor să ne ajute în aceste cazuri foarte dificile. Dar cine trebuia să o facă? Serviciul de informare și securitate, Parlamentul, președinția? Din ce cine știu, trebuia să facă lucrul ăsta? S-au purtat discuții pe parcursul acestor trei ani. Evident că asemenea gen de discuții nu se poartă la lumina reflectoarelor. Noi nu cunoaștem foarte multe detalii. Domnul Medugan are dreptate. Deci noi acum operăm cu niște imponderabile, dar cu siguranță că serviciile speciale trebuie să se implice în asemenea situație, pentru că ele au la dispoziție sau ele pot să intre în acele rețele ascunse, tainice, noi îi numim... Și de ce s-a ajuns în albia politicului? Aici sunt câteva explicații. Prima, sigur, este aspectul electoral. Aceste acțiuni au avut loc de eliberare a ostatecilor într-un context electoral și toate părțile care au avut ceva de spus la acest subiect, mă refer în Republica Moldova, probabil o făceau fiind ghidați și de aceste considerente. Dar, vedeți, partea electorală pe mine mai puțin mă interesează, pentru că politicienii în campania electorală sunt obligați să facă tot felul de declarații, unele dintre care pe urmă pot să le regrete. Dar eu cred că și Candu și domnul Dodon vroiau cumva să-și asume niște merite pentru această eliberare. Mai important mi se pare totuși faptul că cetățenii noștri rămân în Moscova și aici rămân la Moscova și aici sigur au fost oferite unele explicații că nu simt bine, că au solicitat ei îngrijiri medicale, dar totuși rămân anumite semne de întrebare și de asemenea totuși este limitat. Este permis, dar limitat accesul autorităților noastre la acești cetățeni, ceea ce iarăși ridică anumite semne de întrebare. Deci această problemă a fost cumva politizată, pentru că s-ar putea să fie totul ok, dar s-ar putea să fie un anumit interes politic al Moscovei. De altfel, Moscova care își declină orice responsabilitate, spune că de ostatici, adică de piloți se ocupă o organizație neguvernamentală și Kremlinul n-are treabă. Iarăși, este destul de suspect această declarație, pentru că avem de-a face cu doi cetățeni ai țării noastre și ei cad sub incidența dreptului internațional. Da. Domnul Medrigan, dumneavoastră, ce punct de vedere împărtășiți? Este la moldoveni o zicală râde ruptul de cârpit. Adică ăștia care n-au izbutit să facă nimic, iată când cineva a izbutit, inclusiv din Federația Rusă. Iată că tot cum de cineva îi ține, a vrut ei să acumuleze punctele, că chipurile ei, care în realitate ei cam și uitat. 3 ani și jumătate, da, poate că au fost unele încercări. Dar până la urmă, meritul nici de cum până ce, dacă ieșea cineva de la SIS și spunea, iată, noi am fost pe data cu tare, am avut contacte cu ceia, cu ceia, cât de cât. E clar că serviciile secrete nu prea povestesc, dar să justifice, fiindcă acolo mergea vorba și niște bani că s-au alocat, dar toți tac. Au vrut pur și simplu în această campanie electorală să profite, să-i aștepte cu flori la aeroport și zic că uitați guvernarea cât are grijă de oameni, ca și cu drumurile, ca de obicei, da? Care deja se distrug aceste drumuri, dar au vrut un capital politic.
E sigur că de multe ori noi ca o țară mică cu mici posibilități, de ce zic mici posibilități, fiindcă un astfel de caz care eu m-am ocupat un pic ca avocat a fost că undeva în 99 în Chad sau în Zair a fost de asemenea doborât un avion, erau 7 piloți moldoveni. Drept că ei erau pe linia O1, da? Acolo mergeau diferite conflicte și ei într-adevăr au fost oficial și s-a implicat Consiliul de Securitate, dar până la urmă așa și nu puteau găsi cu care grupări, fiindcă ei luptau între dânsii, partizani și așa mai departe. Noi am încercat prin ambasada Moscovei, fiindcă noi nu aveam ambasada în Africa, am încercat prin ambasada României, am încercat alte chestii, care este foarte, foarte complicat chiar să nimerești în aceste țări, cu atât mai mult, chiar și dacă încerci să pleci acolo, n-ai nici o securitate tu când nimerești în mâinile lor. Prin urmare, este foarte delicat. Deci, dacă cineva a contribuit și partea rusă a contribuit că aceste persoane sunt vii, și unul din cetățeni deține și cetățenia rusă. Păi iată că la noi s-au găsit, dar ce țin acolo? Dacă dreptul intern... Ce, aceste persoane cetățenii au solicitat ajutorul nostru, au scris o plângere că ei sunt acolo, fără voința lor, cineva acolo îi ține. De unde s-a luat toată fumăraia asta? Că dreptul internațional... Să zic un pic. Ei, ca cetățeni a Republicii Moldova, poate să afle unde ei vor. Și dacă sunt încălcate drepturile lor, iau ce grijulii s-au găsit. Eu vă spun, foarte mulți au stat, deci sunt acum mai ales, tot din cauza, pe cauza ca avocat. Pleacă în aceste țări femei care sunt ani de zile ostatice și în diferite grupări le-a luat documente, traficul de ființe umane când auzi. Și iată că ăștia nu-și prea bat capul mulți de alții. Iată acum a nimerit perioada electorală și au vrut puncte. De aceea eu cred că ar fi fost logic ca toți, și președintele, și guvernarea, cine ar mai fost, să aducă mulțumiri părții ruse, că este partea oficială, că este ONG, că cine n-ar fi, să le spunem un grand mersi, fiindcă viața omenească este mai importantă este decât campania electorală. Că după campania electorală, viața continuă. Deci au vrut să speculeze într-un fel sau altul. De ce eu am fost la utilizare? Lăsați discuțiile cu piloții ăștia, nu mai trebuie. Eu vă asigur, săptămâna viitoare nimeni despre piloți nu o să mai vorbească. Au nimic acum în acest moment. De aceea nu văd aici nicio încălcare. Deci din partea la aceste persoane nu este nicio cerere, nicio plângere. Le acordă această asistență medicală și psihologică care este foarte complicată. Numai cei care au fost un pic în detenție, dar au închipuit 3 ani și jumătate, cât ce traumă psihologică profundă au. Și încă sunt pretenzii față de aceia care au contribuit. Eu cred că e nonsens pur și simplu. Da, domnule Ciurea, din 2015, atunci când a fost repatriat corpul neînsuflețit a unuia din membrii echipajului, Procuratura Generală zicea că într-un fel sau altul s-a pierdut firul anchetei, e mai dificil a scoate anumite probe la iveală. Vreau să vă întreb, după aceea, unul din liderii politici, liderii unui partid, făceau publice anumite filmulețe pe Facebook în care prezenta soarta, de fapt, acestor piloți. Cum s-ar explica? Ar exista o legătură? Ar exista... Vă referiți la domnul Satei? Da. Bun, domnul Satei a și prognosticat cum va avea loc eliberarea acestor piloți, că se va face în timpul campaniei electorale și cineva își va încerca să-și aroge meritele pentru eliberarea lor. Trebuie totuși să reamintesc că primul care a vorbit despre eliberarea lor și putem suspecta de intenția de a face acest lucru, de a beneficia de aceste merite în context electoral, a fost președintele Dodon, nu reprezentanții Partidului Democrat. Deci domnul Dodon a făcut o declarație cu privire la eliberarea lor, după care n-a prea mai făcut declarație pentru că situația a devenit cu de-a dreptul jenantă. Acești piloți aduși la Moscova, de altfel iarăși un alt semn de întrebare. Noi nu știm exact care este contribuția Rusiei. Noi știm că serviciile noastre s-au implicat alte servicii. Sunt teritoriul lor în cazul Rusiei. Ei au fost aduși la Moscova, dar a fost oare Moscova implicată în eliberare? Oricum, avionul trebuia să aterizeze undeva și a aterizat la Moscova, după care urmau
posibil să meargă la Chișinău. Dar avem un interviu cu unul din membrii ONG-ului care zice că s-au implicat destul de activ și forțele statului. Domnul, da. Da, spuneți-mi, rog, care este statutul acestui ONG, cine sunt ei și, în general, ei trebuiau să explice, așa cum domnul Midăgan cere explicații din partea serviciilor speciale. Oamenii de bună credință, admitem. Da, vedeți că s-ar putea că nu toți rușii sunt oameni de bună credință, nu, din păcate. Nu pentru toți vorbim, pentru unii care au contribuit. Păi, din cauza asta, autoritățile noastre, care trebuie să poarte de grijă cetățenilor, urmau să clarifice ce e cu acest ONG, trebuiau să se întâlnească cu acești oameni, să aibă discuții pentru a vedea în ce condiții au fost aduși, cum. Trebuie să recunoaștem că această întâlnire a fost foarte sumară și needificatoare. Mai mult decât atât, ea a fost sub un anumit control din partea unor oameni pe care eu așa și n-am înțeles cine sunt ei, care îi înconjurau pe acești piloți. Și în aceste condiții rămân anumite bănuieli rezonabile că situația nu este în totalitate ok, cum aș spune, că există anumite probleme în ceea ce privește soarta lor. Dar urmează să vedem. Este, deci, până la urmă, situația e de așa natură încât ei rămân la Moscova pentru îngrijiri medicale și urmează să se întoarcă, probabil, în Republica Moldova, dar nu știu vrea, când. Da. Da. Acum, cu cetățenia asta, domnul Madan a vorbit despre cetățenia rusă. Bun, din punctul de vedere al Moldovei, poate că acest argument ar fi valabil, dar din punctul de vedere al Rusiei, acest argument nu este valabil, pentru că Rusia nu admite cetățenia dublă. Deci cetățeanul nostru care are cetățenia Republicii Moldova nu poate să aibă și cetățenia rusă. Dacă rus. Se refuză, poate să aibă. Dar ei încă n-au refuzat, decât aștept. Păi cum poate să aibă el cetățenie rusă? Da, cine știe, foarte mulți au. Păi au, dar își ascund cetățenia moldovenească, dar în cazul lor cetățenia moldovenească este cea de bază. Da. Domnule, vă rog, după aceea vă mai acord o întrebare legată de... Uitați-vă, cel mult ce putea să fie, cel mult și nu mai mult, urma ca ambasadorul Republicii Moldova. Iată, ajungeți în Albia, care vreau să... Generația rusă să aibă o întâlnire, fără să se ducă aici repede o echipă, dați-ne... Cetățenii ăștia ai noștri n-au solicitat nici în întrevedere cu autoritățile noastre, nici cu oficialii, cu nimeni, nici nu s-au plâns că ei sunt acolo, deci ce le trebuie repede să alerge acolo, ea să vadă, dar ce e acolo la voi? Urma, cred că ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă să aibă o întâlnire cu dânsii, ca să cum se face în toată lumea. Când un cetățean a unui stat are o problemă în alt stat, vine consulul sau ambasadorul sau cineva de la ambasada, se clarifică situația, se vede ce ajutor este necesar și cu aceasta se termină. Iată că ai noștri de la Chișinău... Am avut o notă de protest. Bun, o notă, nu știu care, în ce consta această notă, că dacă erau plângeri din partea acelor ai noștri cetățeni, atunci se înfilipau și ai noștri că iată sunt acolo încălcate drepturile la cetățenii noștri. Și iarăși merge prin ambasadă. Noi avem ambasador acolo. Prin urmare, comportamentul autorităților noastre este foarte straniu și bizar. Dar spuneți-mi, vă rog, această confuzie, nu știu cum să aleg termenul cel mai corect, legat de nota de protest, legat de chemarea pentru consultări a ambasadorului Neguță, face parte din același peisaj? Din peisajul electoral. Nu are nicio tangență? Eu vă asigur că este 2 săptămâni, o lună, o să uite de chestia aceasta, o să stăi acolo oamenii la tratament, o lună, două, cât va fi necesar. Ai noștri, zicem noi la general, ai noștri se vor ocupa cu alte chestii. Acum a fost momentul fierbinte, cineva trebuia să acumuleze niște puncte și nu mai mult. Deci, cu părere de rău, de multe ori, iată, un eveniment coincide cu altele și se încearcă de a câștiga unele beneficii anume din acest fapt. Domn Ciurea, haideți să privim sub aspect cronologic. Ziceam că am avut o notă de protest din partea Ministerului de Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova. După aceea, mai târziu, s-a expediat o rechemare a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă. Motivele nu au fost comunicate, cel puțin nu s-au făcut publice în media.
Nu, s-a spus că din cauza proastei gestionări a deschiderii reprezentanței comerciale a Transnistriei în Moldova, din câte știu. Deci nu s-a și considerați că invocat... este adevărata nu, problemă? Bun, eu cred că și cazul cu piloții este aici valabil, dar și ultimele evenimente, că s-a descoperit la ambasada Rusiei o celulă de politică care cumva era implicat în procesul electoral. Deci sunt, probabil la Ministerul de Externe s-au acumulat mai multe nemulțumiri cu privire la prestația ambasadorului Neguță, care, trebuie să o spunem pe șleau, lumea știe acest lucru, este numit și promovat de către domnul Dodon și în condițiile în care a apărut acest conflict politic între președinte și majoritatea parlamentară sau guvernare, s-a mers pe soluția rechemării acestui ambasador fără ca el să fie destituit din funcție. Deci urmează o procedură întreagă și vom vedea ce se va întâmpla. Ar teza pe care o anunța domnul Medrigan, după alegeri lucrurile oarecum să intre în albia firească? El oricum vor intra în albia firească, dar nu știm cum va rămâne domnul Neguț ambasador sau... aici, vedeți, vor fi tot felul de negocieri, dar noi analizăm situația care s-a creat până la data alegerilor. Deci domnul Medrigan spune că acești piloți urmau să se întâlnească cu ambasadorul nostru și atât. Asta este suficient. Nu ar, este, ar fi fost. Ar fi fost din punctul de vedere a domnului Medrigan. Din punctul altora de vedere... O practică. Nu, deci s-a preferat, având în vedere că nu există încredere față de domnul Neguță la Chișinău, din motivele pe care le-am spus mai sus, s-a preferat să fie trimise niște delegații oficiale pentru ca să se adeverească că ceea ce transmite domnul Neguță corespunde realității. Și aceste delegații au avut un tratament destul de rece din partea autorităților ruse, ceea ce a mărit, au amplificat bănuielile. Dacă ar fi fost primiți, dacă ar fi, li s-ar fi spus da, întâlniți-vă, după aceea nu, s-au oferit, sau, nu ar până fi la fost urmă... restricționați. Au fost restricționați ca durată de întâlniri, de timp și mai ales că stăteau acolo tot felul de traducători și urmăreau foarte atent cum se va desfășura discuția. Deci în aceste condiții, sigur că bănuielile se amplifică și partea noastră nu are încredere în partea cealaltă. Iar în condițiile în care domnul Neguță nu este de partea guvernului, este normal ca să fie rechemat. Domnul Medrigan, eu am vizionat cu atenție interviul pe care l-au oferit acești doi piloți și printre altele spuneau că datorită acestui ONG și președintelui Dodon. Bun, eu vreau să menționez că autoritățile noastre au și uitat drumul înspre Moscova. Și au uitat drumul intenționat. Au ignorat, pur și simplu. Și aspect ignorat. Politic. Politic de care vreți, din punct de vedere a sponsorilor de peste ocean, care au o tentă evident antirusă. Uitați-vă acțiunile din ultimii 3 ani, niște acțiuni care dăunează statului nostru și intereselor cetățenilor noștri, inclusiv în relațiile cu Federația Rusă. Ei cum și-au închipuit că ăștia deodată au să-i primească că, cu mâinile deschise, care până acum habar nu aveau, deci chiar și în CSI au avut președinție, au refuzat, nu a fost niciun oficial nici la un nivel și acum ia uitați că pe noi nu ne primesc cu pâine și cu sare. Prin urmare că noi avem suspiciuni față de partea rusă, dar partea rusă nu are față de voi suspiciuni pentru declarațiile pe care le face partea moldovenească, pentru acțiunile față de jurnaliști, uitați-vă, nici la alegeri nu participă, dar de mass media au partea rusă mai multe are, trebuie să aibă suspiciuni și noi cetățenii nu susținem partea noastră, a noastră așa numită, care de fapt nu face politica intereselor cetățenilor noștri, dar o fac la sponsorii de peste ocean. Prin urmare, că noi nu avem încredere. Da, partea rusă are încredere în toți ai noștri. Prin urmare, evident că aici s-au adunat mai multe circunstanțe pe parcursul acestor ani, dar evident că era mai simplu și o să fie această posibilitate să vină acești piloți, dar să nu forțăm toate chestiile astea, o să vină, o să povestească. Deci din interviul care l-ați menționat, îmi pare că au explicat foarte simplu, noi suntem la tratament, mulțumim frumos
pentru aportul, deci nici ei multe detalii care nu le cunosc, fiindcă evident că nu cu dânșii se duceau tratativele, dar pentru dânși ca cetățeni, ca tată, ca frate și așa mai departe, e deja o bucurie că ei sunt, fiindcă foarte mulți nu se mai întorc și nu s-au mai întors din diferite astfel de puncte, misiuni. Și am văzut că ei erau recunoscători, inclusiv am menționat și un jeu. Deci asta este principalul. Au fost salvate aceste vieți. Iată că cum se zice, de a împărți victoria, toți s-au găsit doritori de a profita de acest fapt, ceea ce nu este corect. Domn Ciurea, în spațiu public au fost lansate mai multe teorii, nu știu, conspirații legate de modul în care au fost eliberați și despre timpul, raportat la timp. Cineva zicea că, citisem chiar pe o rețea de socializare, că intenționat președintele Dodon ar fi tergiversat și s-ar fi înțeles cu talibanii, citat încheiat, pentru ca să elibereze mai târziu. Dumneavoastră aveți un pic de analiză, un pic de experiență, cer scuze, în analiza politică. Era posibil ca un șef de stat să ducă niște discuții de genul eliberații mai târziu, peste 3 luni și nu acum sau în anumite contexte? Vă rog. Eu nu știu, am auzit despre aceste ipoteze cu privire la o anumită amânare a eliberării piloților, da, sau faptul că ei s-au aflat de mai mult timp la Moscova. Aceste ipoteze derivă din anumite semnalmente identificate de către cei care au lansat aceste ipoteze. Eu nu vreau să mă pronunț asupra lor. Eu pornesc de la premiza bunelor intenții a tuturor celor implicați în acest caz. Sunt de acord că este foarte bine că acești piloți au fost salvați, trimiși acasă. Deci singurele mele semne de întrebare rămân a fi acele cu privire la acțiunile autorităților ruse, despre care deloc nu sunt convins că au fost principalii mediatori în ceea ce privește eliberarea piloților. Dar cine putea să fie mai principali? Da, cei care de obicei intervin în aceste situații, oamenii din Arabia Saudită, din Qatar, aceștia sunt de obicei persoanele care intermediază acest gen de pentru ai noștri, pentru moldoveni? Deci, repet, eu consider că nu rușii au fost cei care... deci nu avem dovezi care să ne spună că Moscova a fost cea care s-a implicat foarte activ. Rămâne, sigur, și problema banilor despre care, sau cine a oferit acești bani, nu avem lămuriri. Iată, următoarea întrebare era tocmai legată de acel nu bani. Știm. Au fost eliberați așa, pur și simplu, că nu s-au săturat talibanii de ei? Din câte înțeleg, au fost achitate anumite sume, dar noi nu avem acces la această informație. Deci nu putem să facem niște analize profunde pe această temă. Însă ceea ce este clar e că acești cetățeni fie nu vor să se întoarcă în Moldova, fie sunt în continuare ținuți acolo și nu li se permite să se întoarcă în Moldova. Și ambele teorii, una din aceste versiuni poate să fie valabilă. Autoritățile noastre sunt obligate să intervină și să verifice cea de-a doua ipoteză. Este oare adevărat că cetățenii noștri au anumite obstacole în a se întoarce în țară și spun la cameră anumite lucruri pe care domnul Midăgan le crede, dar poate ei le spun pentru că sunt rugați sau sunt chiar forțați să le spună. Deci, din această cauză, eu cred că dreptul internațional este valabil și autoritățile noastre trebuie să aibă grijă de cetățenii lor, trebuie să aibă acces la cetățeni și să clarifice toate aceste aspecte. Este singura problemă care mă interesează, că au fost ținuți 3 luni. Pentru că de ce au apărut aceste versiuni? În absența explicațiilor, încep să apară aceste ipoteze, poate fanteziste, poate nu. Dar o simplă discuție cu acești cetățeni aduși acasă vor elimina toate aceste ipoteze și bănuieli. Dacă ei vor veni și vor spune, noi n-am fost ținuți aici, fără a fi obligați să spună ceva, noi n-am fost ținuți 3 luni, atunci toate chestiunile se rezolvă cât de la sine. Da, domnule Dregan, legat de bani și legat de cine ar fi fost cointeresant. Bun, uitați, noi nu putem să facem la televiziune asta, fiindcă ne asumăm. Eu nu exclud că serviciile noastre nici n-au călcat pe pământul afgan.
Prin urmare, eu revin. Dacă partea americană era obligată, dar eu afirm încă o dată că partea americană era obligată, și dacă într-adevăr aceste grupări talibane au solicitat o sumă de bani, anume americanii, păi și nu acești piloți spun în interviu păi, că americanii de asta și revin că cineva, chipurile a contribuit sau nu, Arabia Saudită, au solicitat de la americani. Și evident, așa e, ține minte în Cecenia, ține minte în alte puncte ferbința lumii, când nimeresc în captivitate și special chiar se făceau pe urmă ca să răscumpere, este ca un fel de business. Prin urmare, cine trebuiau să dăie banii? Americanii. Americanii nu au vrut să dăie. Drept că se mai spunea că au solicitat un schimb între niște ostatici talibani care erau în Statele Unite pe aceste persoane. Iată că americanii au zis că nu e așa chestie. Deci, ce au zis piloții noștri? Americanii ne-au abandonat. Deci aici autoritățile noastre ce trebuiau să răspundă la partea americană? Voi cum așa abandonați? Ai noștri cetățeni lucrează pentru voi, da? Asta se numește poate în contract era scris. Pușăcinea mea. Nu poate răspunde. E un contract internațional. Păi de ce n-au arătat contractul până la urmă? Poate au încălcat alții contractul. Piloții au spus că noi lucram pentru partea. Deci trebuie să punem fiecare la locul său. Deci americanii erau obligați până la urmă, inclusiv dacă altă soluție nu era cu banii, să găsească americanii că au de unde. Cine trebuie să dăie bani în locul la americani? Care este așa un unchi bun? Da. Iată că ei s-au limitat și i-au lăsat, cum au zis piloții, și s-au implicat alții. Eu nu exclud că și domnul Dodon la o etapă oarecare putea să se adreseze dacă rudele, părinții. Doi, apropo, întrebați familiile acestor piloți, da? 3 ani și jumătate. Cine le dădeau salariile lor? Cine ajutau? Autoritățile noastre unde erau? Lasă spună copiii, soțiile, autoritățile noastre în toți acești ani, cum s-au implicat din punct de vedere material, fiindcă ăștia s-au dus să câștige bani pentru familie. Eu sunt mai mult sigur că nimic cu familiile lor aproape că nici nu au discutat. Deci încercăm ceva să facem, om vedea. Prin urmare, referitor la bani, nu e exclud că până la urmă s-a ajuns la un numitor comun de o sumă oarecare. O să vedem cine a dat acești bani, dacă autoritățile noastre nu au dat bani, cu atât mai rău pentru dânșii, da? Pe calea oficială nu au putut să facă nimic, cu americanii n-au putut să facă nimic, bani n-au dat. Atunci care e meritul la autoritățile noastre care vor aici să-și iei puncte că ei nu știu ce? Mai spunea, nu vreau să-l numesc, că băieții noștri au riscat cu viața făcând niște încercări să elibereze. Da, poate au făcut un desant în Afganistan, nu cumva? Lasă să spună. Prin urmare, eu cred că se vor limpezi unele lucruri, nu toate. Și după perioada electorală, cu timpul o să aflăm ce sume de bani, cui s-au dat. Sunteți optimist, credeți că totul va ieși la ideală. Eu nu exclud că o să vină cineva din partea talibanilor, o să-i roage, spuneți, confirmați, cine v-a dat banii și cât. Și atunci toți o să ia apă în gură, ca o să vadă că ei n-au contribuit cu nimic în această operațiune. Păi liniștiți dumneavoastră. Domn Ciurea, eu vreau să revin la, poate, cu ceea ce începeam această emisie. Acest caz este unul politic sau face parte dintr-o situație nefericită? Cum trebuie privit lucrul ăsta? Bun, acest caz este un caz tragic înainte, în primul rând. Și situația s-a agravat, bănuiesc eu, din cauza contextului electoral. Și, din păcate, am fost avertizați. De domnul Sata a vorbit despre această situație jumătate de an în urmă. Deci, cumva s-a intuit sau s-a știut că acest lucru va fi gestionat de o manieră cumva nefericită. Dar, bun, vreau să spun că, pentru moment, neclaritatea ține de comportamentul Moscovei, nu faptul că noi nu știm exact suma cum a fost alocată de către cine, asta
poate să conteze, poate nu, dar asta, da, informația poate fi clasificată. Domnule Ciurea, comportamentul instituțiilor statului a fost în viziunea dumneavoastră unul corect? Deci, din punctul meu de vedere, autoritățile au acționat prompt. Au trimis o delegație la Moscova pentru a intra în contact imediat cu aceste victime, cu piloții noștri care au fost eliberați. Vorbiți de perioada recentă, dar eu vreau să facem referire de la 2015. Domnul Midrigan nu știe ce s-a întâmplat, dar a făcut o analiză întreagă, că s-au dat bani, că nu s-au dat, au ei dreptul sau... De unde, cum putem noi să facem analiza dacă noi nu știm care a fost implicarea guvernării noastre? Știm doar un singur lucru din ceea ce au spus ei. De ce nu polițiesc? Dar poate e clasificat. Nu toate informațiile să spun. Măcar la general, a fost domnul Cutare, pe data Cutare, a discutat cu cela, s-au înțeles cu americanii, n-a mers, ceva detalii. Au discutat cu ai noștri care erau ostatici acolo, pe data Cutare. Dar nu asta e problema. Au solicitat... Pentru ce? Pentru ce ca să explici? Ca să vadă că ei au intervenit cumva. Dar, rezultatul dorit este eliberarea piloților. Asta este lucrul de care noi ne bucurăm. Da. Ceea ce nu înțelegem de ce acești piloți nu ajung acasă. Că nu vor până asta ce, este poate. Problema. Poate de ce să răscolim chestiunile cu bani? Dacă vă interesează foarte mult, faceți un apel. Poate că nu vor să vină aceia. Poate, dar poate nu-i, nu-i așa. Domnul Ciurea, dar de ce atât de mult? 3 ani de zile? Păi, dar nu e primul caz, au mai fost asemenea situații, negocierile durează mult, ele sunt foarte complicate aceste negocieri și atât a durat 3 ani, unii spun că mai puțin, dar au fost niște șmecherii. Deci nu mă pot pronunța asupra acestui subiect în detaliu pentru că nimeni nu cunoaște. Deci este cert când a fost doborât aparatul de zbor, da? 3 ani și jumătate. Da, noiembrie 2015, dacă nu înșel memoria. Este o lecție foarte dură, inclusiv pentru autoritățile noastre. Uitați, noi avem ostași care participă la diferite operațiuni. Poate să întâmple cu oricine, da? Prima, Nu. Ei erau angajați. Echipaj. Da, bun, au nimerit. Poate să nimerească chiar și ostașii noștri care se duc într-o misiune. Deci este important ca autoritățile noastre să se implice de la bun început până la urmă. Să informeze cumva și să într-adevăr să se implice. Doi, sunt mai mulți care lucrează, erau în jurul de, după cât eu țin minte, în jurul de 200 de nave a noastre, înregistrate în Republica Moldova, dar lucrau în diferite colțuri, inclusiv pe linia Organizațiilor Naționalelor Unite, scopuri umanitare. Da. Deci, aceste persoane, nu dă domnul, poate să nimerească undeva. Iarăși noi vedem o lecție. Ce o să se întâmple? Deci, persoanele care, dacă se duc de propria inițiativă, la câștigat, în Legionul Francez sau alte operațiuni, agenții de pază militarizate, sunt fel de fel. Deci este o chestie, da? Dacă se duc prin propria inițiativă, cu contracte private, deci își asumă o responsabilitate. Dacă se duc pe linia guvernamentală, prin companiile noastre, fie Air Moldova, fie alte companii, este o altă chestie. Atunci autoritățile noastre sau cei care au încheiat contract. Fiindcă, încă o dată zic, eu am avut două cazuri cu care m-am ocupat, inclusiv avionul nostru care a fost doborât cu o rachetă de către americani în 2006, era avionul plin cu muncitori din Turcia și eu am discutat cu avocații, cu autoritățile turce, fiindcă a fost un scandal, numai că noi l-am închis la moment. Prin urmare, pentru fiecare ar trebui să fie o lecție. Dacă se duce pe linia guvernamentală cu contracte, deci cine își asumă, inclusiv din punct de vedere a asigurărilor și așa mai departe, dacă se duc pe cont propriu, păi atunci își asumă un risc pe cont propriu. Cam asta ar fi o concluzie pentru cei care se duc undeva, mai ales în aceste zone fierbinți, unde merg lupte, unde sunt diferite astfel de circumstanțe. Domnule Ciurea, o democrație presupune și pluralismul de opinie, presupune de fapt accesul la informație și o libertate a presei. Volens Nolens, ajung la un eveniment oarecum recent legat de interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova a 2 echipe de filmare din Federația Rusă.
Presa de la noi s-a divizat în două tabere. Unii au fost pro, alții au zis că este o îngrădire la accesul la informație și este un război politic până la urmă. Pe de o parte președinție, pe de altă parte partidul de guvernământ. E ok, cum priviți dumneavoastră, pentru că nu este singurul caz, cu părere de rău, în evoluția Republicii Moldova ca și stat, au mai existat precedente. Vă referiți mă refer la jurnaliștii de la NTV și de la Rasia. Din 2018, când... Nu, chiar acum, recent, când săptămâna trecută. Da? Marți. Pentru că nu am marți urmărit foarte atent. Nu li s-a permis accesul. Da. Deci, după cum cunoașteți, există o înțelegere, așa, comună în vest și în zona noastră, că politica multor state, și în primul rând politica Rusiei, este promovată prin intermediul unor instrumente sau amenințări hibride. Și evident, pe de o parte, vorbim despre jurnaliști și libertatea de exprimare, pe de altă parte vorbim despre interesele naționale și securitatea națională a statului, care trebuie să se opună acestor intervenții hibride, care în regiunea noastră de cele mai multe ori sunt promovate de către Rusia. Eu nu neg că alte state occidentale folosesc aceleași instrumente în diverse zone. Pentru noi, amenințările hibride ale Rusiei sunt cele mai periculoase. Din această credeți cauză, dacă ajungeau aceștia... statul își rezervă dreptul de a contracara aceste elemente, aceste intervenții, inclusiv prin a opri jurnaliștii care li se par suspecți și care fac reportaje despre Republica Moldova foarte părtinitoare. Credeți că dacă ar fi reușit să ajungă în cazul nostru, nu știu, la președinție, atunci imaginea țării noastre ar fi avut de suferit? Păi au mai ajuns. În cazul Zeinalova, ea a fost trimisă acasă, după care a fost invitată din nou și a ajuns la președintele Dodon și a făcut un interviu. Deci fiecare situație se analizează separat. Probabil în cazul acestor jurnaliști care au venit săptămâna trecută au existat anumite dubii cu privire la bunile lor intenții. Și în aceste condiții este dreptul autorităților să-i trimită acasă. Domnule Medrighean, în activitatea dumneavoastră de avocat ați avut și cazuri legate de media, cunosc. Respectiv, vreau să ne spuneți, iată situații în cazul în care nu se permite accesul către autoritățile, fie în cazul nostru altui stat. Cum pot fi catalogate? E firesc sau vă aliniați la ceea ce spunea domnul Ciurea, că ar fi existat anumite, nu știu, motive reale ca să nu se permită? Situația este foarte simplă, nu știu dacă ăștia de la guvernare înțeleg. Da? Este aceeași retorică antirusă. Astea sunt unicile puncte care încearcă ei să le mai aibă față de sponsorii. Adică ei cu poziția ta sau ostilă față de Federația Rusă. Fiindcă noi ar putea ca materialele lor, deci în primul rând, ce s-a petrecut cu mass media rusă e o încălcare a dreptului meu la informații. Și aici chiar și structurile europene n-au aprobat poziția autorităților noastre considerându-le ca derezonabile. Dar de ce călcăm pe aceeași greblă? Fiindcă sunt dependenți de sponsori. Fiindcă datorită la sponsori, ei vor să se mai mențină la putere, fiindcă uitați-vă care este sondajele, care este autoritatea puterii față de cetățeni. Ce credeți? Că toate acestea o poziție ostilă față de Federația Rusă este în beneficiu cetățenilor noștri sau a poporului nostru? Că noi zicem că Federația Rusă este un partener strategic. Că noi încercăm totuși să restabilim unele relații economice cu producția. Iată ăștia nu, niciun fel de relație, niciun fel de întâlnire în a cui beneficii lucrează, nu în beneficiul statului. Deci își urmăresc niște interese de grup, personale și iată anume cu această retorică ei vor ca să se mai mențină la putere și cineva zică, păi mai lăsați pe ăștia, fiindcă ei trebuie față de Federația Rusă să aibă o astfel de poziție. Ceea nici pe departe nu este în interesul cetățenilor noștri. Pe de altă parte, dacă într-adevăr sunt careva materiale care sunt derezonabile de etica jurnalistică, fie chiar și din Federația Rusă, sunt instanțele de judecată, puteam
să acționăm, fiindcă noi avem diferite organizații în cadrul CSE, putem să acționăm în instanța de judecată dacă ar publica niște informații care denigrează și așa mai departe, sunt mecanismele. Dar să, da. Să punem, cum a fost, železni zanavesi, cum a fost în timpul comunismului, cred că nu este cazul. Domnule Drăgan, domnul Ciurea, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Cu părere de rău, timpul acordat acestei emisii s-a scurs mult prea repede. Eu vă aștept și cu alte ocazii în studioul nostru. Stimați telespectatori, o seară bună!